Salutare tuturor, numele meu este Alex și astăzi, după cum vedeți, un nou videoclip la Ecaș. Acesta este un videoclip mai trist, pentru că mi-a murit un iepure din ăștia, am doar doi, și mi-a murit iepurai ca și toți puii. S-a îmbolnăvit iepurai ca și nu mai am niciun pui aici, mi-a murit și puii. Am încercat eu să-i hrănesc la seringă, dar cu lapte de vacă, dar nu a trăit o săptămână jumate și a murit. Aceștia s-au foarte frumoși, foarte grași. Aceasta este proiecta și acela s-ar să fie proiecta mai la el. Da, mi s-a îmbolnăvit proiecta de împăcate și mi-a murit și ea și pui. Acum am vocea așa mai, așa pentru că abia m-am trezit. Și acum o filmez cu cotețul gol. Da. Și pe 15-20 ar trebui să înfete asta, a tăiat la eproi. I-am separat și pe ăștia. Acum mai frumoși. Da, sper să nu se întâmple la fel cu cealaltă. Nu am reușit să filmez când hrăneam puișorii. Nu am avut timp. Dar asta este. Se mai întâmplă și de-astea. Sper să nu se întâmple la fel cu aceasta. Puiul acesta e proaica aceasta, este la fel ca tasul, numai că tasul este mai închis, deci asta mi-am deschis, dar cred că o creașă mai mare o să fac la fel ca tasul. Da, din păcate mi-am murit e proaica și puișorii, erau niște puișori foarte frumoși, avea grijă foarte bine de ei. Când la 10-11 zi a murit e proaica. De când au fost fătați iepurii și după aia am hrânit eu până la 20 ceva de zile, dar nu au trăit. Asta este, sper să înfetească mai mulți, dar la prima fătare a fost perfect 3, dar acum mai sunt doar 2, din păcate. Avem și aici pui albi de carne, s-au făcut mai mari, cred că are undeva la 500 de grame. Uitați, am făcut și ușa aia să deschidă în jos. O să fac un videoclip cu rătuștele, noile rătuște. Pe 20 trebuie să-mi scoată rata cealaltă. Știți că am avut 3 rații. Acum am o rată cu pui. Rata aia s-a făcut cu pui mari. Și mai trebuie să-mi scoată una. Pui. Acolo avem și 4 fazanei. Unul mai mare și 3 mai mici și 2 pui de găină și de aia pitică. Ia uitați așa. Și o să fac un videoclip despre păuni, adică uitați acolo. Da, dar asta v-am arătat, o să fac un videoclip separat. Am mai pierdut săptămâna aceasta. Da, cam acesta ar fi videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe, share să vă abonați și am lăsat cu video, pa, pa.